Un șofer sucevean a avut parte de ghinion chiar de 1 martie. În timp ce conducea un camion, a produs un accident de circulație după ce o fetiță a traversat strada printr-un loc nepermis. O fetiță de 10 ani din județul Bistrița a fost accidentată de un șofer sucevean de 37 de ani. Acesta, în timp ce conducea un camion în localitatea Tureac, nu a mai apucat să evite impactul. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum fetița a traversat strada printr-un loc nepermis la doar 20 de metri de o trecere de pietoni. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Copila a fost transportată la spital și acum este în afara oricărui pericol.